trezește uriașul din tine. Cum să preiei imediat controlul destinului tău mental, emoțional, fizic și financiar. De Anthony Robbins. Lectura: Cosmin Șofron Dedicată puterii nemărginite care doarme înăuntru tău nu o lăsa să mai doarmă de aici înainte. Cel mai mult și mai mult în cazul meu, soției mele, Becky, care este un exemplu viu de iubire și susținere necondiționată. Te iubesc, scumpo! Cuvânt înainte ca psiholog șef al Spitalului Bellevue din New York City, văd atât de multă nefericire umană nu doar la pacienții bolnavi psihic pe care îi tratăm noi, ci de asemenea și la angajații normali, sănătoși, care îi tratează. De asemenea, văd aceeași nefericire la oamenii bine integrați de un relativ succes, pe care îi tratez în practica mea privată. Destul de frecvent, durerea și nefericirea nu sunt necesare, și se încheie în cele din urmă atunci când oamenii, Preiau controlul asupra propriilor crezuri, sentimente și acțiuni, cu scopul de a modifica evoluția vieților. Din nefericire, în cea mai mare parte a timpului, ei nu fac asta. Ei așteaptă, apoi încearcă să schimbe rezultatul prost sau, adeseori, merg la un psihiatru dorindu-și doar să se plângă, în legătură cu viața lor îngrozitoare, sau să fie reparați cumva de o altă persoană. Nu este întotdeauna ușor să le dai oamenilor puterea să înțeleagă că ei determină cursul propriei vieți. De fapt, aceasta este de obicei o sarcină copleșitoare. În consecință, eu am căutat mereu metode și tehnologii noi pe care să le transmit mai departe la spital și pacienților mei privați. Cu cinci ani în urmă am auzit pentru prima dată despre demersul lui Tony Robbins și am luat parte la unul din seminarele sale în New York. M-am așteptat la și am avut parte de o seară cu adevărat neobișnuită. Ceea ce era neașteptat era geniul lui Tony în domeniul comportamentului și comunicării umane. În seara aceea am aflat că Tony îmi împărtășește opinia că oricine este în principiu sănătos din punct de vedere psihic poate lua comanda asupra vieții și o poate trăi din plin. La scurt timp după aceea am luat parte la cursul de certificare de două săptămâni al lui Tony și am transmis multe din cele învățate acolo colegilor și pacienților. Am numit cursul O pregătire de bază pentru viață. După aceea, am început să recomand seria sa de casete și prima sa carte, Unlimited Power, putere nemărginită. Deși unii dintre colegii mei sunt ofensați sau surprinși atunci când recomand lucrările unei persoane atât de tinere care nu are acreditări academice, cei care îl citesc sau îl ascultă efectiv pe Tony ajung să fie de acord. Pe lângă informații cuprinzătoare, utile, Tony are un talent și un stil convingător care fac ca materialul său să fie ușor de înțeles. În cele din urmă, eu și soția mea am urmat cursul Date with Destiny, întâlnire cu destinul, care conține multe dintre conceptele ce se regăsesc în ultima lucrare a lui Tony, Awaken the Giant Within, trezește uriașul din tine. Acel weekend ne-a oferit mijloacele pentru a efectua modificări în propriile noastre valori, reguli și instrumente de control care pe parcursul ultimilor doi ani au permis vieților noastre să devină mult mai productive și mai împlinite. Îl văd pe Tony ca pe un mare antrenor pentru jocul vieții. Observațiile lui precise, inteligența, pasiunea și angajamentul său sunt mereu prezente și inspiratoare. Să asculți această carte audio este ca și cum ai sta chiar vis-a-vis -vis de Tony și ai ajunge să fii atras într-o conversație captivantă și antrenantă cu el. Ar trebui să revii la ea în repetate rânduri, ca la un manual de utilizare, de fiecare dată când viața vine cu o nouă provocare sau solicită o schimbare de direcție. Aceasta oferă un arsenal de instrumente pentru schimbarea durabilă și, de asemenea, lecții pentru a îmbogăți calitatea vieții. De fapt, dacă suficient de mulți oameni ar citi sau ar asculta cartea aceasta și ar aplica sincer învățăturile ei, lucrul acesta ne-ar lăsa pe mine și pe colegii mei fără obiect de activitate. Dr. Frederick L. Coven. Adânc înăuntrul omului se găsesc acele puteri adormite, puteri care l-ar ului pe care nu a visat vreodată să le stăpânească. Forțe care i-ar revoluționa viața dacă ar fi trezite din somn și puse la treabă. Orison Sweet Marden. Partea 1. Dezlănțuiește-ți puterea. 1. Visuri ale destinului. Un om consecvent crede în destin. Un om capricios crede în șansă. Benjamin d'Israeli. Cu toții avem visuri. Cu toții vrem să credem în adâncul sufletelor noastre că avem un dar deosebit, că putem să facem o diferență, că îi putem atinge pe ceilalți într-un fel special și că putem să facem lumea un loc mai bun. Într-un moment din viețile noastre, cu toții am avut o viziune despre calitatea vieții pe care ne-o dorim și pe care o merităm. Totuși, pentru mulți dintre noi, visurile acele au devenit atât de înfășurate în frustrări și în rutina vieții cotidiene, încât nici măcar nu mai facem vreun efort pentru a le îndeplini. Pentru prea mulți oameni, visul s-a destrămat, și împreună cu el, și voința de a ne influența propriile destine. Mulți au pierdut sentimentul acela de certitudine care creează avantajul învingătorului. Obiectivul vieții mele a fost acela de a restabili visul și de a-l face real, de a face pe fiecare dintre noi să-și amintească și să folosească puterea nemărginită care stă adormită înăuntrul nostru, al tuturor. Nu voi uita niciodată ziua în care mi-am dat de fapt seama că eu îmi trăiesc cu adevărat visul. Îmi pilotam elicopterul cu reacție de la o întâlnire de afaceri în Los Angeles, călătorind spre Orange County, către unul din seminarele mele. În timp ce zburam pe deasupra orașului Glendale, am recunoscut deodată o clădire mare și am oprit elicopterul, planând deasupra ei. În timp ce priveam în jos, mi-am dat seama că aceasta era clădirea în care lucrasem ca om de serviciu cu doar 12 ani în urmă. Pe vremea aceea eram preocupat dacă Volkswagenul meu din 1960 avea să reziste drumului de 30 de minute până la serviciu. Viața mea se focalizase asupra felului în care urma să supraviețuiesc. Mă simțeam speriat și singur. Dar în ziua aceea, în timp ce planam acolo în aer, m-am gândit. Ce diferență poate să facă un deceniu? Chiar aveam visuri pe atunci. Dar la momentul acela se părea că ele nu aveau să fie realizate vreodată. Totuși, astăzi am ajuns să cred că toate eșecurile și frustrările mele trecute creau, de fapt, bazele pentru înțelegerea ce a creat noul nivel de trai de care mă bucur acum. În timp ce mi-am continuat zborul spre sud, de-a lungul drumului de coastă, am zărit delfin care se jucau cu sărfării în valurile de jos. Aceasta este o priveliște pe care eu și soția mea, Becky, o apreciem ca pe unul dintre darurile deosebite ale vieții. În cele din urmă am ajuns în Irving. Privind în jos, am fost puțin tulburat când am văzut că drumul de acces spre seminarul meu era blocat de traficul bară la bară întins pe mai mult de un kilometru și jumătate. Mi-am spus mie însumi, Firar, sper ca lucrul care se petrece în seara asta să înceapă curând, oricare ar fi acesta, pentru ca oamenii care vin la seminarul meu să ajungă la timp. Dar, în timp ce coboram spre heliport, am început să văd o imagine nouă. Mii de oameni erau ținuți pe loc de pază, acolo unde tocmai urma să aterizez eu. Brusc, am început să-mi dau seama de realitate. Blocajul din trafic fusese provocat de oamenii care veneau la evenimentul meu. Deși noi ne așteptasem la aproximativ 2000 de participanți, eu mă confruntam cu o mulțime de 7000 într-o sală de conferințe care putea să găzduiască doar 5.000. Când am intrat în arenă dinspre platforma de aterizare, am fost înconjurat de sute de oameni care voiau să mă îmbrățișeze sau să-mi spună cum lucrarea mea a avut un impact pozitiv asupra vieții lor. Poveștile pe care mi le-au împărtășit erau incredibile. O mamă mi-a făcut cunoștință cu fiul ei care fusese etichetat ca hiperactiv și cu dificultăți de învățare. Utilizând principiile managementului stării expuse în această carte, ea nu doar că a reușit să-l facă să înceteze să mai folosească medicamentul Tritalin, ci, de atunci, ei au fost transferați în California, unde fiul ei a fost retestat și evaluat la nivelul de geniu. Ar fi trebuit să-i vedeți acestuia față în timp ce ea îmi împărtășea mie noua lui etichetă. Un domn a vorbit despre felul în care s-a eliberat de consumul de cocaină utilizând câteva dintre tehnicile condiționării pentru succes, pe care le veți învăța în această carte. Un cuplu cu vârsta în jur de 55 de ani mi-a povestit că, după 15 ani de căsnicie, se aflaseră în pragul divorțului până au învățat despre regulile personale. Un agent comercial mi-a spus cum venitul său lunar a crescut de la 2000 de dolari la peste 12.000 de dolari în doar șase luni. Și un antreprenor mi-a povestit cum a crescut veniturile companiei cu peste 3 milioane de dolari în 18 luni prin aplicarea principiilor întrebărilor de calitate și ale managementului emoțional. O tânără femeie drăguță mi-a arătat o fotografie cu vechea ei înfățișare, acum că slăbise peste 23 de kilograme, aplicând principiile influenței, care sunt detaliate în această carte. Am fost atât de profund impresionat de emoțiile din camera aceea încât mi-a venit să plâng și nu am putut să vorbesc la început. Când mi-am îndreptat privirea spre publicul meu și am văzut cinci mii de fețe zâmbitoare, încurajatoare și iubitoare, mi-am dat seama în clipa aceea că eu îmi trăiesc visul. Ce senzație să știu, fără vreo urmă de îndoială, că aveam informația, strategiile, filozofiile și aptitudinile care îi puteau ajuta pe oricare dintre oamenii aceștia să-și confere ei înșiși puterea de a efectua schimbările pe care și le doreau cel mai mult. Un potop de imagini și emoții a curs peste mine. Am început să-mi amintesc o experiență pe care o avusesem cu doar câțiva ani înainte, stând în apartamentul meu de burlac de 37 de metri pătrați din Venice, California, foarte singur și plângând în timp ce ascultam versurile unui cântec al lui Neil Diamond. Citez. Eu sunt. Am spus eu nimănui care nu era acolo. Și nimeni nu a auzit nimic, nici măcar scaunul. Eu sunt, am strigat, eu sunt, am spus eu. Și sunt pierdut, și nici măcar nu aș putea spune de ce, lăsându-mă pe mai departe singuratic. Am încheiat citatul. Îmi amintesc că mă simțeam de parcă viața mea nu conta, de parcă evenimentele lumii mă controlau pe mine. Îmi amintesc de asemenea clipa în care viața mea s-a schimbat clipa în care am zis în cele din urmă, m-am săturat. Eu știu că sunt mult mai mult decât arăt mental, emoțional și fizic în viața mea. În momentul acela am luat o decizie care avea să-mi schimbe pentru totdeauna viața. Am decis să schimb practic fiecare aspect al vieții mele. Am decis că niciodată nu mă voi mulțumi cu mai puțin decât ceea ce aș putea să fiu. Cine și-ar fi închipuit că această decizie avea să mă aducă într-un astfel de moment incredibil. Am făcut tot ce-mi stătea în putință la seminarul din seara aceea, și când am părăsit sala, mulțim de oameni m-au urmat la elicopter să-și ia la revedere. Dacă aș spune că am fost profund mișcat de experiență, aș minimaliza. O lacrimă mi-a alunecat în jos pe obraz în timp ce îi mulțumeam creatorului pentru aceste daruri minunate. În timp ce mă ridicam din iarbă și urcam în lumina lunii, a trebuit să mă ciupesc. Ar putea asta să fie adevărat? Sunt eu același tip care în urmă cu opt ani se zbătea, era frustrat, se simțea singur și incapabil să-și facă viața să meargă? Obez, falit, și întrebându-mă dacă voi putea măcar să supraviețuiesc? Cum a putut un băiat tânăr ca mine, care nu avea nimic, doar o educație de liceu, să creeze astfel de schimbări dramatice? Răspunsul meu este simplu. Am învățat să valorific principiul pe care acum îl numesc concentrarea puterii. Majoritatea oamenilor nu au habar de capacitatea uriașă de care putem dispune imediat atunci când ne focalizăm toate resursele asupra stăpânirii unui singur domeniu din viețile noastre. Focalizarea controlată este ca o rază laser care poate să taie orice lucru ce pare să te oprească. Când ne focalizăm în mod constant asupra îmbunătățirii în orice domeniu, noi dezvoltăm distincții unice despre felul în care să facem acel domeniu mai bun. Unul dintre motivele pentru care atât de puțin dintre noi reușim ceea ce ne dorim cu adevărat este acela că noi nu ne direcționăm niciodată focalizarea. Noi nu ne concentrăm niciodată puterea. Cei mai mulți oameni trec superficial prin viață, fără să se hotărască vreodată să stăpânească bine un anumit lucru. De fapt, Cred că cei mai mulți oameni eșuează în viață deoarece se specializează în mărunțișuri. Eu cred că una dintre lecțiile majore ale vieții este aceea de a învăța să înțelegem ce ne determină să facem ceea ce facem. Ce influențează comportamentul uman? Răspunsurile la această întrebare oferă chei esențiale pentru a-ți influența propriul destin. Întreaga mea viață a fost tot timpul animată de o singură focalizare obligatorie. Ce face diferența în calitatea vieții oamenilor? Cum este posibil ca atât de des, oamenii cu origini atât de umile și cu un mediu devastator, să reușească, în ciuda a toate acestea, să creeze vieți care ne inspiră? În sens invers, de ce atât de mulți dintre cei născuți în medii privilegiate, care au la dispoziție fiecare resursă necesară succesului, Sfârșesc obezi, frustrați și adeseori dependenți de substanțe chimice. Ce face ca viețile unor oameni să fie un exemplu și viețile altora să fie un avertisment? Care este secretul ce creează vieți pasionate, fericite și recunoscătoare pentru mulți, în timp ce pentru alții, refrenul ar putea să fie Asta este tot ceea ce există? Propria mea obsesie magnifică a început cu câteva întrebări simple. Cum pot prelua imediat controlul asupra vieții mele? Ce lucru care să facă diferența pot să fac astăzi, care mă poate ajuta pe mine și pe alții să ne influențăm destinele? Cum pot extinde, învăța, dezvolta și împărtăși acea cunoaștere cu alții într-o manieră agreabilă și semnificativă? De la o vârstă foarte timpurie am dezvoltat convingerea că noi ne aflăm cu toții aici pentru a contribui cu ceva unic dar adânc înăuntrul fiecăruia dintre noi se găsește un dar special. Vedeți voi, eu cred cu adevărat că noi toți avem un uriaș adormit în interiorul nostru. Fiecare dintre noi avem un talent, un dar, propria noastră fărâmă de geniu, care așteaptă pur și simplu să fie fructificată. Ar putea să fie un talent pentru artă sau muzică. Ar putea să fie un fel special de a relaționa cu cei pe care îi iubești. Ar putea să fie o genialitate în a vinde sau a inova, sau de a te extinde în afacerea sau în cariera ta. Eu aleg să cred că creatorul nostru nu favorizează pe nimeni, că noi am fost cu toții creați unici, dar cu oportunități egale de a trăi viața din plin. Am hotărât cu mulți ani în urmă că cel mai important mod în care mi-aș putea petrece viața, ar fi acela de a o investi în ceva care să-i supraviețuiască. Am decis că, într-un fel sau altul, trebuie să contribui cu ceva care va continua să existe încă multă vreme după ce voi fi murit. Astăzi am incredibilul privilegiu de a împărtăși ideile și sentimentele cu, literalmente, milioane de oameni prin intermediul cărților, casetelor și emisiunilor mele de televiziune. Doar în ultimii câțiva ani, eu personal am lucrat cu peste un sfert de milion de persoane. Am ajutat membrii ai Congresului, directori executivi, președinți de companii și de state, manageri și mame, reprezentanți de vânzări, contabili, avocați, doctori, psihiatrii, consilieri și sportivi profesioniști. Am lucrat cu persoane cu fobii, cu cei deprimați clinic, cu oameni cu personalități multiple și cu cei care credeau că nu au nicio personalitate. Acum am ocazia neașteptată și unică de a împărtăși cu voi cele mai bune dintre lucrurile pe care le-am învățat și sunt cu adevărat recunoscător și încântat de această oportunitate. Trecând prin toate am continuat să recunosc puterea pe care indiviziul au de a schimba practic orice lucru și toate lucrurile din viețile lor într-o clipă. Am aflat că resursele de care avem nevoie pentru a ne transforma visurile în realitate. Se află înăuntrul nostru, așteptând doar ziua în care ne hotărâm să ne trezim și să ne revendicăm dreptul obținut la naștere. Am scris cartea aceasta cu un scop: să fie un semnal de alarmă care îi va provoca pe cei care și-au luat angajamentul să trăiască și să fie mai mult, să fructifice puterea care le-a fost dată de Dumnezeu. În această carte există idei și strategii care să te ajute să produci schimbări specifice, măsurabile și pe termen lung în tine însuți și în ceilalți. Vezi tu, eu cred că știu cine ești tu cu adevărat. Eu cred că tu și cu mine trebuie să fim suflete înrudite. Dorința ta de a te extinde te-a dus la această carte. Mâna invizibilă este cea care te-a îndrumat. Știu că indiferent unde te găsești în viața ta, tu vrei mai mult. Indiferent cât de bine o duci deja, sau cât de pus la încercare poți să fii acum, adânc înăuntrul tău se află convingerea că experiența ta de viață poate și va fi mult mai mare decât este acum. Tu ești menit propriei tale forme unice de măreție, indiferent că aceasta este exprimată prin rolul de profesionist excepțional, cel de profesor, cel de om de afaceri, cel de mamă sau cel de tată. Cel mai important, nu doar că tu crezi asta, dar ai și acționat. Nu doar că ai cumpărat această carte audio, ci de asemenea mai faci ceva care chiar acum, din nefericire, este unic. O asculți. Statisticile arată că mai puțin de 10% dintre cei care cumpără o carte trec mai departe de primul capitol. Ce risipă incredibilă. Aceasta este o carte uriașă pe care o poți folosi pentru a produce rezultate uriașe în viața ta. În mod evident, tu nu ești tipul de persoană care să se trișeze pe sine, purtându-se superficial. Profitând în mod consecvent de fiecare din capitolele din această carte, îți vei asigura abilitatea de a-ți maximiza potențialul. Te provoc nu doar să faci orice este necesar pentru a asculta această carte în totalitatea ei, spre deosebire de mulțimile care abandonează, ci și să folosești în feluri simple, în fiecare zi, ceea ce înveți. Acesta este pasul extrem de important și necesar pentru ca tu să poți obține rezultatele pentru care ți-ai luat un angajament. Cum să creezi schimbări durabile Pentru ca schimbările să fie cu adevărat valoroase, acestea trebuie să fie durabile și constante. Noi am încercat cu toții schimbarea pentru o clipă doar pentru a ne simți decepționați și deziluzionați la final. De fapt, mulți oameni încearcă schimbarea cu un sentiment de teamă și de groază, deoarece, inconștient, ei cred că schimbările vor fi doar temporare. Un exemplu excelent pentru asta este o persoană care trebuie să înceapă o dietă, dar se surprinde că o amână, în esență pentru că, inconștient, aceasta știe că oricare ar fi durerea pe care o suportă cu scopul de a crea schimbarea, Asta îi va aduce doar o recompensă pe termen scurt. În cea mai mare parte a vieții mele, am urmărit să realizez ceea ce eu am considerat că ar fi principiile de organizare pentru schimbarea de durată, iar în continuare, tu vei învăța multe dintre acestea și felul în care să le utilizezi. Dar, pentru moment, aș vrea să-ți împărtășesc trei principii elementare ale schimbării pe care tu și cu mine le putem folosi imediat pentru a ne schimba viețile. Deși aceste principii sunt simple, ele sunt de asemenea extrem de puternice atunci când sunt aplicate cu dibăcie. Acestea sunt tocmai schimbările pe care un individ trebuie să le efectueze pentru a putea crea schimbarea personală, pe care o companie trebuie să le efectueze pentru a-și maximiza potențialul, și pe care o țară trebuie să le efectueze pentru a-și crea un loc în lume. De fapt, din perspectiva unei comunități globale, Acestea sunt schimbările pe care noi trebuie să le realizăm cu toții pentru a menține calitatea vieții în lume. Pasul 1. Ridică-ți standardele De fiecare dată când vrei în mod sincer să faci o schimbare, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să îți ridici standardele. Când oamenii mă întreabă ce mi-a schimbat cu adevărat viața cu opt ani în urmă, eu le spun că cel mai important lucru, la modul absolut, a fost că am schimbat ceea ce îmi ceream mie însumi. Am scris toate lucrurile pe care nu aveam să le mai accept în viața mea, toate lucrurile pe care nu aveam să le mai tolerez și toate lucrurile care aspiram să devin. Gândește-te la consecințele vaste puse în mișcare de bărbații și femeile care și-au ridicat standardele și au acționat în conformitate cu acestea, hotărând că nu vor tolera nimic altceva. Istoria înregistrează exemplele înălțătoare ale unor oameni ca Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Helen Keller, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Albert Einstein, Cezar Chavez, Soichiro Honda și mulți alții care au făcut pasul magnific și puternic de a-și ridica standardele. Aceeași putere care le-a stat lor la dispoziție îți stă și ție. Dacă ai curajul să o revendici. Schimbarea unei organizații, a unei companii, a unei țări sau a lumii începe cu simplul pas de a te schimba pe tine însuți. Pasul 2. Schimbă-ți crezurile limitative. Dacă îți ridici standardele, dar nu crezi cu adevărat că le vei atinge, Deja te-ai autosabotat. Nici măcar nu vei încerca. Îți va lipsi acel sentiment al certitudinii care îți permite să accesezi cea mai profundă putere care există în tine, chiar și în timp ce asculți asta. Crezurile noastre sunt asemenea unor comenzi nepuse la îndoială, care ne spun cum sunt lucrurile, ce este posibil și ce este imposibil, ce putem să facem și ce nu putem să facem. Acestea influențează fiecare acțiune, fiecare gând și fiecare sentiment pe care îl încercăm. Prin urmare, schimbarea sistemului nostru de credințe este esențială dacă vrem să facem orice schimbare adevărată și de durată în viețile noastre. Noi trebuie să ne dezvoltăm un sentiment al certitudinii conform căruia putem și vom respecta noile standarde înainte de a face asta efectiv. Dacă nu preiei controlul asupra sistemului tău de crezuri, îți poți ridica standardele oricât de mult vrei, dar nu vei avea convingerea pentru a le sprijini. Cât de multe crezi că ar fi reușit Gandhi să realizeze dacă nu ar fi crezut cu fiecare fibra ființei sale în puterea opoziției non-violente? Congruența crezurilor sale a fost cea care i-a oferit accesul la resursele sale lăuntrice și a oferit posibilitatea să înfrunte provocări care ar fi făcut un om mai puțin dedicat să dea înapoi. Crezurile care îți conferă putere, acest sentiment al certitudinii, sunt forța din spatele tuturor marilor succese din istorie. Pasul 3. Schimbă-ți strategia Pentru a-ți menține angajamentul, tu ai nevoie de cele mai bune strategii pentru a obține rezultate. Unul dintre crezurile mele fundamentale este acela că dacă tu stabilești un standard mai ridicat și te poți face pe tine însuți să crezi, atunci cu siguranță vei putea să elaborezi strategii. Pur și simplu, vei găsi o cale. În definitiv, acesta este subiectul acestei cărți. Îți arată strategii pentru a-ți atinge scopul. Și îți voi spune de acum că cea mai bună strategie în aproape orice situație este aceea de a găsi un model de urmat, cineva care deja obține rezultatele pe care tu le vrei, și apoi să poți fructifica cunoașterea acestora. Învață ce face acesta, care sunt crezurile sale fundamentale și cum gândește. Nu doar că asta te va face mai eficace, ci te va ajuta de asemenea să economisești foarte mult timp, deoarece nu va trebui să reinventezi roata o poți regla fin, o poți remodela sau poți chiar să o îmbunătățești. Această carte audio îți va oferi informația și elanul pentru a te angaja față de toate aceste trei principii fundamentale ale schimbării de calitate. Te va ajuta să îți ridici standardele, descoperindu-le pe cele actuale și vei afla cum vrei ca ele să fie. Te va ajuta să schimbi crezurile fundamentale care te împiedică să ajungi acolo unde vrei și să le amplifici pe cele care îți sunt deja utile. Și te va ajuta să dezvolți o serie de strategii pentru a produce mai elegant, mai rapid și mai eficient rezultatele pe care le dorești. Vezi tu, în viață există o mulțime de oameni care știu ce au de făcut, dar puțini oameni fac într-adevăr ceea ce știu. Nu este suficient să știi. Trebuie să acționezi. Dacă îmi vei da șansa, prin intermediul acestei cărți, eu voi fi antrenorul tău personal. Ce fac antrenorii? Păi, în primul rând, le pasă de tine. Ei au petrecut ani concentrându-se asupra unui anumit domeniu de specialitate și au continuat să facă distinții cheie despre cum să obții rezultate mai rapid. Prin utilizarea strategiilor pe care antrenorul tău ți le împărtășește, tu îți poți schimba imediat și dramatic performanța. Uneori, antrenorul tău nici măcar nu ți spune ceva nou, doar îți amintește ceva ce știi deja și apoi îți cere să faci asta. Acesta este rolul pe care îl voi juca pentru tine, cu permisiunea ta. În ce anume te voi antrena eu, specific? Eu îți voi oferi distinții puternice despre cum să creezi îmbunătățiri durabile în calitatea vieții tale. Împreună ne vom concentra, într-o manieră deloc superficială, pe stăpânirea la perfecție a celor cinci domenii ale vieții despre care eu cred că au cel mai mare impact asupra noastră. Acestea sunt 1. Maestria emoțională Deprinderea acestei singure lecții va acoperi o bună parte din drumul spre învățarea celorlalte patru. Gândește-te la asta. De ce vrei să slăbești? Doar pentru a avea mai puțină grăsime pe corpul tău? Sau este din cauza felului în care crezi că te vei simți dacă te-ai eliberat de acele kilograme nedorite, oferindu-ți ție însuți mai multă energie și vitalitate, făcându-te să te simți mai atrăgător pentru ceilalți și amplificându-ți încrederea și stima de sine până în stratosferă. În realitate, tot ceea ce facem este să schimbăm felul în care ne simțim. Totuși, cei mai mulți dintre noi au puțină sau niciun fel de pregătire despre cum să facem asta rapid și în mod eficace. Este uluitor cât de des utilizăm inteligența aflată la dispoziția noastră pentru a ne aduce pe noi înșine în stări emoționale lipsite de resurse, uitând de multitudinea de talente născute pe care fiecare dintre noi deja le deține. Prea mulți dintre noi ne lăsăm la mila evenimentelor exterioare asupra cărora este posibil să nu avem niciun control, nereușind să preluăm controlul asupra emoțiilor noastre, pe care le controlăm integral, sprijinindu-ne în schimb pe soluții rapide de moment. Cum altfel să explicăm faptul că, deși doar 5% din populația lumii trăiește în Statele Unite, noi consumăm mai mult de 50% din cocaina planetei? Sau că bugetul nostru național de apărare, care se calculează în miliarde în momentul de față, este egal cu ceea ce cheltuim pentru consumul de alcool. Sau că 15 milioane de americani sunt diagnosticați în fiecare an cu depresie clinică. Și că în fiecare an sunt eliberate rețete în valoare de peste 500 de milioane de dolari pentru medicamentul antidepresiv Prozac. În această carte vei descoperi ce te determină pe tine. Să faci ceea ce faci și care sunt lucrurile care declanșează emoțiile pe care le încerci cel mai adesea. După aceea, vei primi un plan detaliat care să-ți arate cum să identifici care sunt emoțiile care îți conferă putere, care sunt cele care te privează de putere și cum să folosești ambele tipuri în cel mai favorabil fel pentru tine, astfel încât emoțiile tale să nu devină un obstacol, ci mai degrabă. Un instrument puternic care să te ajute să-ți realizezi cel mai înalt potențial. 2. Maestria fizică. Merită să ai toate lucrurile la care ai visat vreodată, dar să nu ai sănătatea fizică pentru a te putea bucura de ele? Te trezești în fiecare dimineață simțindu-te plin de energie, puternic și pregătit să faci față unei zile noi? Sau te trezești simțindu-te la fel de obosit? Ca noaptea de dinainte, copleșit de dureri și iritat de faptul că trebuie să o iei din nou de la capăt. Oare stilul tău de viață actual va face din tine o statistică? Unul...